Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori! Suntem la emisiunea Ordinea de zi, de data asta în teren, pentru că avem un primar care are multă treabă și nu are timp să vină pe la noi, pe la emisiune, în ultimul timp, domnul primar Ion Ciocea. Bună ziua, bine ați venit și mă bucur că ați spus bine până la urmă că nu prea am timp. Una că este timpul proiectelor, știți bine că se depun măsurile pe fondurile europene. În al doilea rând ne luptăm să finalizăm proiecte care avem început de an trecut și de ani din trecut și acum să obținem și alte proiecte pe PNDR. Trebuie să le scriem, trebuie să mergem la proiectant, să obținem avize, suntem în țara cu multe hârtii. Așa este. Iar noi, dragi telespectatori, v-am obișnuit ca o dată pe an, cu ocazia festivalului Iostina Bălățeanu de la Bustuchin, atunci când venim să filmăm festivalul pentru dumneavoastră, să facem și un interviu cu domnul primar. De ce? Pentru că facem o analiză din an în an, să vedem ce se întâmplă de la an la an, din punct de vedere administrativ, la Bustuchin. Așa că ne păstrăm obiceiul, domnule primar. Haideți să vedem ce s-a mai întâmplat de anul trecut, de când n-am mai fost pe la dumneavoastră, din punct de vedere administrativ. Da, este adevărat, ar fi multe de spus, dar nu e, cred că nici timpul ne permite, da, eu cred că și dumneavoastră la venire, la un an, dacă spune, da, și când mai treceți pe aici mai des, cu ochiul liber se observă schimbare, până la urmă ceea ce spun eu aparțin de administrație, aparțin de realizări și ceea ce trebuie să facă primarul până la urmă. Eu zic că am realizat multe în comună, mă bucur că am reușit și cred că am încercat să-i fac și pe oameni când s-a putut de fericit. Bine, mai și multe lucruri de care ne mulțumim ca primar, pentru că știți bine, iată în România încă în cei 20 de ani toți vrem să facem infrastructură, mă refer la infrastructura în drum, în apă, în canal, să creăm pentru oameni condiții, dar suntem la cumpăra în care știți cum este, de multe ori cât ai fi de fericit că ai făcut, parcă ești totuși nemulțumit că nu poți să creezi locuri de muncă. Este problema locurilor de muncă. Eu sunt unul din primarii care am încercat să creez locuri de muncă, pentru că știu și cunosc că este lucrul cel mai important într-o comunitate. În primul rând că dacă nu creezi locuri de muncă, tinerii o să plece și nu stau în comunitate, o să rămână să fie o comună decât cu oameni de vârsta a treia, a patra. În al doilea rând, niciodată nu poți să dezvolți nimic dacă nu ai locuri de muncă, pentru că locurile de muncă creează și aduc venitul comunității pe care o conduci. Așa că eu aici sunt puțin nemulțumit și nu că puțin, chiar sunt așa, de multe ori sunt supărat că guvernanții noștri, că cei care îi ducem să ne conducă, nu știu, au așteptat prea mult, nu știu ce așteaptă, de ce nu au început să realizăm și să încercăm la nivel de comunități, de primării, chiar noi primarii să fim implicați în a lua bani europeni, să ne dea voie pe măsură să putem să construim o fabrică de prelucrare a laptelui, o fabrică de prelucrare a fructelor, pe zone probabil ar fi, chiar dacă nu pe comunități, pe zone, cum e Valea Măradei, Valea Gilortului, și în aceste condiții am creat și locuri de muncă și în al doilea rând i-am face pe oameni să muncească, să nu-și mai lase terenurile pline de mărăcini, de ruși și spini, ar ține și animale, că dacă ne uităm în comunități, eu amintesc că am 20 de ani și știu când am venit în primul an câte animale erau, pentru că avem și noi o situație din ce în ce oamenii au început să-și vândă, de exemplu, să luăm în sectorul, să luăm la vaci, cum se spune, pentru lapte, nu mai găsești, cred că din ce a fost în 96, cred că nu mai găsim un sfert. De ce? Pentru că dacă produce un lapte, n-are unde să-l dea. Corect. La rândul acest, vândându-și, ficându-și laptele, putea să-și cumpere ceea ce nu are. Adică mă refer să-și ia pâinea, să-și ia zahărul, să-și ia uleiul, aceia lucruri și cu fructele. Oamenii nu și-au mai, nu numai că nu au plantat, dar și plantațiile care le-au luat de la regimul comunist s-au dus de râpă, da. Și nu mai există. Deci cam asta este, cred că, așa ca să mă luau să spun, da, am sală de sport, am grădiță cu program prelungit, n-am, am o piață, ia uitați ce frumos este aici, totul aranjat și asta, dar pentru cine? Aici este problema mea, ca primar, și să știți că de multe ori stau și mă gândesc și zic, domnule, dar trebuie să mă opresc, pentru că dacă voi continua, voi deveni nesilos în fața oamenilor, pentru că, până la urmă, lumea te respectă, te iubește, te apreciază, dar nu numai pentru vorbe,
Și trebuie faptele. Asta este problema noastră românească. Dar totuși vreau să vă spun că, și de asta am spus, că las proiectele astea care luăm banii de la guvern, care luăm banii să ne creăm, eu știu, am spus, o școală, să facem o școală, să facem o grădință. Vreau să vă spun că sunt puțin tele pe un drum care totuși cred că acea cooperativă agricolă pe care am putut să o realizăm, să o facă spaniolul, acel Guzman, cred că va da roade, pentru că vreau să vă spun că anul acesta 25.000 de puieți de mur s-a pus de către membrii acestei cooperative. Da? Nu sunt nici mulți, dar nici puțin. Deja văd tinerii că sunt atât de bucuroși, că văd că acum se duc și ia mura și o dau la copii, pentru că este în primul an. Ei, dar mai este încă o problemă și dureroasă pentru mine faptul că încercăm să luăm bani europeni, să facem un depozit de refrigerare, congelare acestor produse, ba să continuăm cu o fabricuță la 25-30 de locuri de muncă la dimensiuni mai mici de prelucrare a fructelor, cele care sunt de o categorie mai proastă, să facem un suc, să nu pierdă oamenii, eu știu, un gem, dulcețul și așa mai departe. Da. Mă uitam că alerg și mă zbat și am spus-o, pentru că sunt, de exemplu, am și eu unul din consilieri care tot așa mă critică că am adus un spaniol, că vreau să-i dau clădiri. Ei, vedeți, mentalitățile astea îi face pe oameni să dea înapoi. De exemplu, pe mine nu poate să mă facă, că eu sunt un tip luptător. Am văzut că și spaniolul, chiar dacă l-au criticat, că, vezi, Doamne, nu știu, nu are bani, că nu e stare să facă ceva. Ori, datorită legislației, datorită birocrației, nu poți să faci. Dar eu cred și sunt încrezător în mine că vom reuși să facem acest depozit și după aceea, ușurel, să facem o fabrică. Păi gândiți-vă, merg și iau ghidul și spun, dacă fac un depozit, primesc 70% finanțare europeană. Dar dacă mai vin și să procesez fructul, e 50%. Cum gândim, cum putem să avem asemenea oameni care participă la acest ghid, care fac acest ghid, să gândească la modul ăla, nu să zică 90%. Dom'le, ai depozit, dacă faci și procesare, da, să fii cu 90%. E normal să nu se întâmple nimic, e normal să nu avem locuri de muncă, pentru că nu putem face investiții. Dar eu totuși cred că și de vrem și de nu vrem și de avem oameni profesioniști sau oameni pregătiți, cred că Uniunea Europeană ușor, dar o să ne aducă ei. Dar uite că am pierdut ea câte 25-26 de ani și mie îmi pare rău că eu deja la vârsta mea nu mai pot să ajut și vreau să fac și eu ceva. Să începem mai devreme, că până la urmă, uitați-vă, ducem copiii afară, pleacă tineri. Eu vă spun că numai săptămâna trecută am avut două familii, doi tineri, care mergând soțiile afară au reușit să, au ajuns la discuții, s-au despărțit, au o familie, are doi copii, alta are trei. Gândiți-vă la ce drame, ce lucruri se pot întâmpla, pentru că e normal, suntem vinovați și noi și mă consider șuc, pentru că fac parte din autoritatea locală. Înțeles că nu asta la mâna mea să dau o lege prin care să pot să creez aceste locuri de muncă. Sigur, dacă eram, probabil eu gândeam mult mai mult și făceam, cred că mult mai mult, zic eu așa cum mă știu. Dar asta este, nu vedeți că vin oameni să-i ducem în Parlament, vor în Parlament și când ajung acolo nimic nu produc, nimic nu fac. Eram săptămâna trecută și mi se punea o întrebare de către presă când am fost acum la o întâlnire la Consiliul Județean. Și zice, domnule, am auzit că vreți să candidați pentru Parlament. Bă, domnișoară, încă nu m-am hotărât, eu am luat un mandat aici pentru oameni, pentru că eu aș mai avea câteva proiecte de făcut, vreau să creez independența energetică a comunității prin crearea unui parc fotovoltaic. Ca această comună, după ce că am făcut atâtea, nu vreau să văd o sală de sport că nu are căldură, nu vreau să văd o sală de sport că nu are lumină, nu vreau iluminatul public să-l văd, eu îl țin de la 8 seara până dimineața chiar până se stinge, pentru că e pe fotocelulă, deci nu vreau să văd restricții, dar gândesc că viitorul, dacă nu ne vom reuși să ne pregătim toate aceste lucruri, se va întâmpla. Pentru că asta este, trebuie să înțelegem, fiind atâtea, făcându-se atâtea investiții, o grădiniță iară care toate consumă, toate cer bani. Și atunci mi-am dorit să fac acest parc pentru a ușura administrația. Ba mai mult gândesc că având acest parc, apa și canalul nu să fie 10 lei sau 5 lei, să-i pui omului pe metru cub, să fie insuportabil, să nu se mai ducă, să nu se lege la rețeaua de apă și de canal, ci vreau un leu să fie simbolic. Și multe lucruri care se pot face. Dar, așa cum am spus și mă întreau așa, da, zic, da, de ce aș vrea să fac asta? Pentru că m-am săturat să văd legi
fără care să nu se termine niciodată, legi care nu se închid, legi care nu îți permit să faci un lucru. Și dăm un exemplu, dacă primeam o scrisoare prin februarie-martie de la JFM, unde acolo domnul Chirac este un director deosebit, pentru mine cel puțin. Și acum am făcut 27 de fete, am făcut cursul prin ajul femeie, croitorie. Aici la mine, deci mi-a dat tot sprijinul, dar am vrut să și angajăm cu acel sprijin financiar de 50%, chiar de 70%. Și când am ajuns, am primit scrisoarea și când am ajuns să facem hârtirile, să strâng și să angajez, nu se poate pentru că nu a apărut să normele. Am făcut demersul la Guvernul României, la prim-ministru, la toți, la toate ministerele. Am primit, până la urmă, mi-am răspuns și am plătit. Eu ce spun, sunt demersuri făcute și am și răspunsurile alea, deci sunt lucruri pe care pot să le demonstrez. Am primit în final un răspuns că s-a aprobat pe două luni normele. Zic, haideți să angajăm. Când trecem să angajăm, dădurăm de altă problemă. Nu avem organigramă aprobat. Ia câtă în ce țară trăim. Bine, nu mai vorbim mai mult. Știți bine că sunt prima comună care, deci pe întâi acum am terminat... joi am terminat cele 60 de zile unde s-a afișat și s-a contestat. O să mai dureze 30-45 de zile răspunsul la contestații, dar la cadastru general. La care am participat și noi și exact, chiar am dat și pe post bine, de curând știți bine materialul. Că l-am făcut acea întâlnire cu primarii și am făcut-o dezinteresat și interesat să-i facem, să-i conștientizăm ce înseamnă acest proiect, să vadă care este afișatul, care e volumul de muncă, ce oameni, câți oameni trebuie să participe la și până la urmă care sunt pașii. Și spuneam că și la acest proiect, într-o zi, dacă ați vrea să vedeți, vă dau cât am scris la prim-ministru, la ANCPI București, la Uniunea Națională a Notarilor Publici, pentru că trebuia să încheie acel protocol între ANCPI și Uniunea Notarilor Publici, pentru că este un articol în legea publicității imobiliare, legea 7, în care spune că comunitățile care au obținut și au acest proiect vor beneficia să facă succesiunile gratis. Or, nici acum nu s-a încheiat. Și am răspuns, da, se va face în 20 de zile, în 30 de zile. Nu, n-am ajuns. V-am spus două ori, dacă vreți, dau exemple cât de multe. Dar este nenorocirea că, vedeți, îi ducem acolo în Parlament și fac legi care pe noi ne încurcă ca autoritate locală. Sunt multe, de asta și spuneam și răspundeam. Da, zic, dacă partidul mă va lăsa, zic, sigur voi merge. Și pentru ce? Pentru deputat. Zic, dar nu mai duce și dacă mă duc cu inima așa, chiar la jumate, pentru că știu ceea ce ar trebui să mai fac în comunitatea asta, ca acești oameni să ajungă acolo unde eu mi-am propus, adică să facem acele plantații, să facem depozit, să facem fabrică, să creăm locuri de muncă și oamenii să-și cultive terenurile, să nu fie terenul în paragină, să poată să-și rezolve viața și să fie mai liniștit. Pentru că, vedeți, cu toți suntem într-o nebunie, avem fiecare probleme noastre. De unde sunt probleme? La locul de muncă, când îți vezi copiii, când îți vezi... Când n-au unde lucra și pleacă, este dureros. Da, de asta am spus. Sunt multe lucruri care... Până la urmă, pe lângă ce am făcut, asta nimic nu trebuia să facă. Iată, și această scenă, dacă ne uităm aici și cum este, doamne, toate au durat, toate s-au făcut cu greu, toate s-au făcut cu luptă. Bine, dar asta nu mai e problemă, nu ne mai interesează de asta. Ne interesează și pe oameni interesează ce facem de aici înainte. Vom lăsa copiii, vorba aceea, acasă și mamele să stea în Spania, în Italia, în Franța. Acești copii, vă dați seama că viața lor și cariera lor este pusă undeva cu semnul întrebării. Și astea sunt lucruri dureroase. Deci vreau să vă spun că sunt unul din primarii care, acum un an și jumate, pentru că am pierdut primul tren, cum se spune, prima etapă, pentru că nu am acceptat să mai fiu președinte pe Valea Mărădiei la Gal, pentru că sunt și obligat în atâtea și am solicitat să fie și alt primar. Am pierdut trenul atunci și acum un an când am văzut că alte, de exemplu, Dolju, Vâlcea, care am văzut galurile acestea, grupurile de acțiune locală, cum le spuneți noastră, văzând că au luat bani de 2.800.000 de euro pe 10-11 localități, plus partea de privat, ONG-uri, societăți și așa mai departe, m-am uitat și m-am autonumit, cum se spune, președintele galului. Am reușit să-l fac rapid, l-am și juridic l-am închegat, am obținut și bani pentru strategie, iată acum strategia am depus-o, personal am fost la București, la Ministerul Agriculturii am depus-o, am avut 69,4 puncte, este
am trecut copriu, avem 1.300.000 de euro plus o bonificație de 700 la 2 milioane. Suntem 11 loc, atât mai lucru nu o să fie aici, eu cam 120.000 de euro de comunitate și să rămână 3-400.000 de euro pentru privat. Dar așa cum mă întrebați dumneavoastră, cine ia, ce privat poate să ia, pentru că, vedeți, toate legile sunt proaste. Legislațiile, deși este egal, deși noi am gândit și ne-am pus proiectele care ar fi mai importante în fiecare unitate administrativă teritorială din cele 11, acești oameni, când obțin un proiect, na, eu vreau să fac un parc fotovoltaic, nu pot să iau decât la finanțarea, cofinanțarea europeană și finanțarea europeană, mai bine zis, cofinanțarea noastră, la un procent pe care este măsura. Nu putem noi să ne facem legea noastră aici. De exemplu, vrem să facem o fabrică de procesare. Dacă pe măsura 4.1a sau 4.2 este de 70% și 30%, așa te duci. Păi spuneți-mi, cine poate din Bustuchin sau din orice comună să ia 100.000 de euro și să pună el, să pună, că trebuie să pună și el 30%, da. 30.000 de euro. Nu văd. Deci aici e problema, ar trebui ca guvernanții noștri să veniți să 5% să pună omul, maxim 10%. Și atunci vedeți cum se făceau. Unul făcea un service, altul făcea, eu știu, făcea o fabrică de sucuri naturale. De sucuri naturale. Așa ce vrem noi să facem acum, depozite, ia cât altul o carmangerie, vedeți cum, dau, vedeți cum țin oamenii animale, viței și asta, și dau degeaba, vin și ia coscare și ia degeaba, că ar putea să fie un abator acis de vacă și fiecare se duce și cumpără. Proaspăt. De ce nu o fabrică de procesare a cărnii? Dar de toate, dar se pot face, dar cum? Produse tradiționale? Dar cum? Vedeți, uite, acum știu că vrea cineva să facă o fabrică de bolțar și de faptul că în zonă, acum am început activitatea asta pe mur, pe afine și asta, trebuie acești palieri. Vă dați seama ce afacere este? Da, gândiți-vă, producătorul șpalierilor. Da. Și sunt mulți care ar vrea să facă. Sunt întreprinzători, dar nu au partea de cofinanțare, că e prea mare. Aici este nerucirea și aici este durerea. Mai mult nu vedeți dumneavoastră consultanții. Puțin am găsit un singur consultant care a spus, dom'le, la mine vii și îmi spui ce vrei, vedem dacă luăm ghidul, vedem dacă vă încadrați, sunteți eligibili și atunci trecem la treabă cu punctajul respectiv. Da. Dar e nevoia mare că și ăștia, până la urmă, nu sunt atât de drăguși cu noi, cum spun cărunea. Și vine și tu, de exemplu, dacă ai un proiect de 1.000.000 de euro, el vine și îți bagă maximul pe consultanță, proiectare și așa mai departe. Și dacă faci și calculul, tot de la tine ia, că trebuie să vii tu cu partea ta de cofinanțare. Mărindu-ți astea să mărește și partea ta de cofinanțare. Am văzut, eu sunt unul din primarii care vreau să spun că m-am bătut, că de aici le știu și mă lupt să fac. Deși v-am spus, am un consilier care spune că eu, când vrei să ajungi pe unul, că ești mafiot, că faci afaceri. Deci, vedeți, suntem încă, avem și oameni de aia care, la un moment dat, în loc să tacă sau asta, și nu poți să te ajute să stea liniștit, dar te face să mai pierzi și din ăla. Dar pot să facă și consilierii să aibă inițiativă de genul ăsta, care dar, e problema? Da, e adevărat, dar nu vedeți ce e în politică, nu vedeți că de asta eram acum săptămâna trecută la Mamaia, la lucrările adunării generale, Asociației Comunilor, și spuneam, domnule, haideți să schimbăm legislația, spuneam lui domnul Dâncu, domnule, hai, faceți-o dumneavoastră dacă alții nu a făcut-o. Vino și primarul, dă-i dreptul să-și pună el, să-și numească din cei 13 consilieri viceprimarul. Nu vedeți că nu se muncește la comune? E primarul de culoare politică, vin ceilalți unei și pun viceprimarul. Și stau numai în scandal și numai și nimic nu se produce, nimic nu se face, nimic nu se aduce pentru oameni. Poate că oamenii au ales acolo nu exact, să se accepte politic, ci să facă treabă pentru ei. Exact, dar dumneavoastră n-ați văzut că sunteți în presă de atâta timp, numai bine de asta și știți bine partidele, că odată sunt sociali, după aceea vin democrații și așa mai departe, și încă câte partide, că ar fi bine să fie numai două ca în alte țări. Dar bărâne că o ajunge și acolo, dar uite că ajunge târziu și ne pierdem timpul și societatea nu dă înainte. Din păcate. Suntem la final de interviu și aș vrea să vă întreb ce planuri aveți pentru viitorul apropiat, până la sfârșitul anului sau până peste un an, când vom reveni la festival și vom face din nou analiza. Sincer, îmi doresc să fac cât pot de mult, să fac tot ce se poate pentru cetățenii comunei Bustuchin. Dacă m-aș putea să fiu de folos pentru toți gurgenii și pentru români, să vin cu o idee. Deci veți candida, să înțeleg? Nu știu.
Nu se știe încă. Faptul că au trecut și 20 de ani, vă dați seama, să faci aceeași muncă și asta, văzând că pot să fac mai mult, că cunosc, cum să spun, la talpa, probleme acolo, știi multe lucruri, știi ce ai putea să faci. Și văzând că, fără dor și poate, am spus-o, știți bine că am fost vocal, și văzând ce oameni am tot pus la Parlament, și văzând că sunt numai pentru ei, dacă vă spun că n-am mai invitat niciun parlamentar, pentru că anul trecut i-am invitat, nu avea niciunul, mai doi ani în urmă niciunul, și atunci pentru ce să mai instic Cora de Hârtie? Anul ăsta ar veni, că vin alegerile. Nu știu, și n-am mai putut să-i chem anul ăsta, dar am chemat decât președinte Consiliului Județean, prefectul, adică conducea Consiliului Județean, să zic mai bine, și conducea prefectului, prefectul, prefect. Și mulți au mai directori de concentrate, prieteni, pentru că n-are rost să-i vin niște oameni care nu-ți dau răspuns la invitație. Și când, așa cum spuneați, când a fost atunci în anul când trebuia să fie alegerile, era plin. Era plin și veneau. Da, și n-am mai vrut să, nu vreau să dau exemple, nu o să spun nume, numai că eu am spus-o, vedeți că a dus și la alegerile astea, deși de primari, am avut surprize mari în țară, nu vorbim mai în Gorj. Da. Da, oamenii deja încep ușor, ușor, încep să disece lucrurile și oamenii să-i pună fiecare la locul lui. Dar este nevoia că, vedeți dumneavoastră, pui pe listă, se face pe listă vot. Cine ajunge pe listă? Poate cine are bani și pe cine... Și cine ajunge pe loc eligibil? Să fie pe loc eligibil, un, doi. Aia e și problema. Trei, nu se știe nici de la. Dar nu vi se pare că era mai bine cu... Colegiul era mai bine pe colegii. Ei, păi n-am mai vrut, pentru că dacă era pe colegii, individuală. Dacă era pe colegii, acum nu mai vedeați. Nu aveați nicio problemă atunci. Nu era vorba de mine, dar sigur că nu mai vedeați pe toți care își doresc să fie parlamentari din diverse motive, pentru a le fi bine lor. Și, păi, nu vedeți că și noi primari suntem, de multe ori nu suntem uniți. Noi suntem cei care întotdeauna am adus voturile. Noi i-am făcut pe ei, i-am dus în Parlament. Corect. Dar ne uceam că și între noi, unul, dacă la serviciu a făcut o revizie la mașină unul din deputați, deci ăsta e bun. Că e treaba lui personal, dar pe partea cealaltă nu poate să spună, dom'le, dar ăsta ce a făcut ca să fiu prieten cu el? Deci suntem și multe lucruri. Suntem oameni care ușor, ușor ne vindem și noi, să știți, din păcate și din nefericire. Și da, asta suntem unește, nu întâmplător. Eu l-am spus-o. Nici nu mă voi duce în Parlament dacă nu o să fiu agreat de colegii mei primari și agreat de partid, pentru că degeaba vreau eu dacă partidul nu vă va pune pe listă. Și știți că locurile se ocupă prin vot. Nu vedeți ce este în țara asta. Locurile pe listă se ocupă prin vot? Sunteți foarte sigur? Da, sigur. Prin vot... Votul cui? Cine va vota? Prin votul celor 19 și vă dați seama că de aia 19... Care cei 19? Consiliul, de exemplu, la PSD, suntem un birou lărgit și un birou restrâns. Sunt 19, iar când aduc când ne acolo la muzeu, e birou lărgit, unde sunt pații pe toți primarii și de concentrate. N-ar fi normal să se voteze în birou lărgit? Păi sigur că nu o să le dăm voie, că deja și noi suntem, chiar dacă sunt un sfert dintre primari care se mai pot cumpăra, le mai fuge mintea așa pentru o chestie personală, cred că majoritatea, după cum îi văd eu, trebuie să decidem noi primarii. Așa că ați văzut și la Consiliul Județean. De data aceasta am fost și noi întrebați, dacă nu toți, dar o parte de 10, 15, 20 de primari am fost întrebați. Primarii, președinții de organizații din fiecare localitate, exact. Că unde poate n-aveți primar peste tot. Unde n-avem primar, da. Eu zic că lucrul se va face. Eu chiar mă bucur de, și vă spun, domnul Călinu, decizia care a luat ea, că te-ați văzut un om, arăt, domne, dacă mai simt, eu nu plec pentru că sunt lătrăi din politică, că aia știți de ce cei din partea cealaltă spun că nu e bun. Pentru că un om care nu poți să treacă peste el și ar vrea unul care să-l calce în picioare. Și am apreciat gestul și eu sigur că și la Senat va lua sigur și va face și treabă în Parlament. Eu am avut și multe discuții cu dumnealui, dar o spun că este un om totuși care merge pentru că trece peste totul. Adică acceptă să-l și înjuri, acceptă să-l și spui ce nu-i bun. Și rămâne ca să te sprijine, ca și primar, să știți că toți primarii, cred că nu este niciunul să nu bată la ușă și acum. Bineînțeles, și venirea lui Cosmin Popescu este un lucru extraordinar, iar mă bucur că domnul Călinu este aproape lângă el și cam așa ar trebui să facă o schimbare. Așa ar trebui să fie și la noi, la primar cel puțin. Eu când am venit primar, am venit cu o coală A4, pe masă. Așa m-au primit. Înțelegeți? De unde să știi? Ce să știi?
Ei, aici văd că domnul Călinu este aproape de Cosmin Popescu și sigur, cred că, așa cum îl știu pe Cosmin, nu o să facă treabă. Da, 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 este, are ceva antecedente, da, în viața, da, economică. Am înțeles că acum cu CPL-ul acolo se întâmplă ceva și este tot o mână al Cosmin Popescu. Dacă e așa cum s-au de 1000 de și a de locuri în prima fază și ajunge 4-5.000, chiar mai mult în 3-4 luni, cred că atunci ușor, ușor și viața gorjenilor și noi și cu oameni, eu știu pe Cosmin Popescu, când era la PDR, mergeam să punem proiecte, era cu noi de cot, nu punea problema că noi suntem la PSD, că ăla era, da, de la UNEPR sau PRM. Nici n-ar trebui, odată, da, ce s-au terminat alegerile, ei, ar trebui să faceți administrația, ei, nu politica. Asta am spus-o, ieri am deschis prima ediție în sala de sport, prima ediție a Cupei Petrolistul la Karate. Am un profesor care vine o dată pe săptămână și asta este duminica, 2-3 ore și face cu copiii, deci, și are 15-20 de copii care au rămas din foarte mulți și surprinzător sunt multe fetițe. Asta și vedeți că spunem că, domne, suntem un mediu rural, că la țară nu știu cum sunt oamenii. Și stau de vorbă cu părinți și îi întreb, băi, dar cu fetițe, domnul primar, știți cât este de ne pare bine că ați adus profesor de carte. Domne, în primul rând le pregătim pentru viață. O autoapărare, dacă nu ieși, nu ieși un om de sport care să și câștige din sportul ăsta, karate. Deci sunt totul, dacă pui la dispoziție oamenii să știți că știu să, cum să spun, să gâste din ceea ce faci și apreciază, să știți, întotdeauna. Și spuneam că ieri am deschis prima ediție la karate, Cupa Petrolistului. A fost 120 de copii din Deva Alba, Iulia, din Țicleni, Cărbunești, Stoina. Dom'le, așa frumos a fost, așa fiecare copil are părinte cu el. A fost o competiție care chiar cu drag și m-am bucurat că am putut să fac un efort. N-a fost prea mare, un efort financiar de 30-40 de milioane, 3.000-4.000 de lei. Bine, oboseala cu organizarea, cu asta, dar asta este când te-ai pus primar. Oboseala nu trebuie să pui la socoteală, știi cum se spune. Și uitați că ușor, ușor am făcut din zilele astea comune ieri. Aseară iar a fost plină toată piața. Când vedeam acolo că nu mai aveai loc, dădeai cu drumul la ac și picarea acela în cap, era chiar o realizare, o plăcere că am reușit să scot lumea de acasă pe vremurile astea, când chiar nu m-au poftă să plece, da, să-i mai scot, să-i mai iese și ei din viața, atmosfera asta a vieții, care este, așa cum spuneam, e regretabilă că este, dar nu este mai... Am spus și niciodată nu mă dau la parte, că și eu sunt politician pe loc de administrație. Poate și eu sunt vinovat, poate și eu am o mică vină acolo, pentru că sunt în administrație și implicat în politică. Dar am spus-o, e vina celor care nu gândesc de ce îi ducem acolo. E vina celor oameni care sunt în număr destul de mare și sunt bine plătiți. Aici este durerea. Astăzi, eu zic că cu acest festival iar scoatem multă lume, și nu numai din Bustuchin, vin din Berlej, din Roșia, era ieri, Logrești. Le facem iar o zi frumoasă, o zi care, într-adevăr, numai cu efortul nostru se poate face. Chiar și uite și al dumneavoastră, pentru că mâine, poimâine, când aveți timp și când aveți liber, veniți și reluați și văd și cei care nu au fost aici. Și își văd copiilor, își văd copiilor pe celălalt naia, celălalt vioară. Mai ales că e competiție și ei după aceea și analizează. Sau cum este astăzi, care este festivalul. Cum am cântat, este o competiție, da, pentru că aici sunt niște premii puse în joc. Și atunci sunt lucruri pe care, într-adevăr, nu s-ar putea face dacă n-am avea voință și dacă n-am fi oameni. Haideți să spunem totuși, într-un minut, ce se va întâmpla în Bustuchin, din punct de vedere administrativ, timp de un an de acum înainte, indiferent că dumneavoastră veți fi parlamentar sau veți fi în continuare primar, garantat treaba va merge strună înainte, sunt convinsă că chiar dacă plecați la Parlament, lăsați pe mâini bune activitatea aici. Da, eu nu pot să spun că l-am lăsat pe mâini bune, eu am un viceprimar la al treilea mandat, l-am luat la 26 de ani, mulțumit de el. Dar nu vedeți ce e politica asta. Vin neaveniți de ăștia cu internet, cu asta, cu... Și poți acel om bun să nu ajungă eu. Eu vreau să spun. Și dacă să vină unul de ăsta care nu poți să lucrezi, cât ai fi de pământean, de pătimaș față...
sigur, nu știu dacă mai poți să faci, dar ca și proiecte pe care eu asta le gândesc, dacă și avem un an o să de rămân, acolo. Și vreau să rămân, să știți. Chiar nu dacă sunt, rămânesc, chiar dacă nu treaba va merge garantat la Bustuchin înainte și veți fi alături eu de zic, ei. Da, nu se pune problema asta, nu s-ar pune problema. Am spus acel par fotovoltaic care a spus da. Pe lângă acel cadastru general care a rezolvat problema proprietății. Da. Aș vrea acest parc la nivel de comună, bineînțeles, eu aș vrea să le faci un bazin de not, ceva pentru copii, că am înțeles că încep și programe cu bazine de not și nu sunt rele în mediul rural, că, vedeți, apa la noi vara seacă, copiii da. N-au și unde să învețe, să noate, ba, nu se știe, poate să faci și să facă și performanță. Corect. Deci cred că ăsta ar fi unul din proiectele care mai, pe lângă proiecte pe care ți le terminăm, că restul ca, eu zic, ca infrastructură, având gaze, având apă, canalizarea o termină în toate satele, când drumurile termină se termină. Păi, dacă merge așa cum am mers în 3-4 luni, da? Sigur termin anul ăsta. Da, și este de apreciat și acea ordonanță 46 care vă spun a dat drumul la șantiere pe care Victor Ponta a dat în octombrie 2014 sau ce. Au fost bani, ești primul venit, primul servit. Ai muncit, te-ai dus într-o săptămână să ai luat banii. De atunci și constructorul muncește, corect. Că nu-l bagi în faliment și sunt și locurile de muncă. Deci, eu zic, asta ar fi una și pentru mine este treaba de a crea locuri de muncă. Asta este extraordinar de important pentru mine, Ciocea. Foarte bine. Și dacă rămân primar, cu atât mai mult, dacă mă duc sus, aici este momentul să încercăm atunci să face legile, să încercăm să dăm legi, să dăm aici. Legi, să nu mai fie stufoase. Deși ați văzut că și noastră, că ați participat și ați văzut la forumul administrației publice ce se urmărește. Ca din 20 de legi să rămână una singură. Asta spunea și domnul Dâncu și la videoconferința de săptămâna aceasta. Începe să face codul administrativ, codul de procedură administrativă. Vor fi plătiți și oamenii mai bine. Asta a cerut să se termine cu discrepanța și de salarii între funcționarii din mediul local, din mediul rural, adică la administrația locală față de centrală. Pentru că ați văzut un statistician de la, din mediul rural față de cel de la un minister, este de 2-3 ori diferență de salariu. Da. Are, nu toți suntem oameni, nu toți au aceeași facultate, nu toți prestează, poate cei de jos la talpă prestează mult mai mult. Corect. Da? Salariul. Și zic, ăsta pentru mine locurile de muncă sunt cele mai importante. Cele mai importante. Domnule primar, vă urez succes. Mulțumesc. Indiferent că mergeți la parlament sau da, nu, eu nu gândesc indiferent acum, că rămâneți primar, sunt sigură că Bustuchinul va avea de câștigat, indiferent că rămâneți aici sau mergeți acolo. Da, vreau să fiu clar și să înțeleg toată lumea. Deci nu bat din picior sau nu dau capul în tavan să fiu parlamentar, dar am spus dacă partidul meu va cere sau partidul va cere să particip, sigur că o să o fac, pentru că știu că sunt în stare și pot să fac, poate mai mult ca alții care vreau să vină acolo pentru ei personal și pentru anumite lucruri. Dar, în rest, chiar aș vrea să rămân în comunitate, să realizez proiectele, pentru că eu după 4 ani vin tot la Bustuchin. Eu tot cu nepoții și cu oamenii de aici voi sta. Și atunci ce e mai important? Să stai cu capul sus, la o vârstă, când te-ai retras. Felicitări, spor la treabă în continuare și mult succes. Dragi telespectatori, mulțumesc pentru atenție. A fost invitatul meu, de fapt, noi am fost invitații domnului Ion Ciocea, primarul comunei Bustuchin, chiar la Bustuchin. Mulțumim pentru atenție, la revedere!